lipim pe capul buburuzei? Da. Bun, și ce culoare îi facem capul? Ce culoare? Portocaliu. Părinții lui Valentin au plecat la muncă în Spania când el avea doar 10 luni. Între timp a făcut 7 anișori, iar el și cei 3 frați îi văd pe mami și pe tati o dată pe an. Bunica face eforturi uriașe pentru ca ei să crească normal. Când pleacă iar o perioadă de câteva zile, rămân așa blocați. Oficial, 80.000 de copii au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Nu oficial, însă ONG-ul le spun că numărul lor depășește 350.000. Dintre ei, 126.000 cresc departe de ambii părinți. Jumătate au mai puțin de 10 ani și sunt la vârsta la care pot avea tulburări de comportament, spun psihologii. Dezvoltă acel sentiment al copilului abandonat. Probleme de emoționale, probleme de anxietate, de depresie. După ce a plecat tatăl, n-a mai vrut să meargă la grădiniță, s-a interiorizat. Țările în care lucrează cei mai mulți români sunt Italia, Spania, Marea Britanie și mai nou Portugalia și Germania. Ca să-i responsabilizeze pe părinți, guvernul a adoptat anul trecut un proiect de lege prin care cei care pleacă la muncă în străinătate trebuie să anunțe sistemul de asistență socială cu 40 de zile înainte de a părăsi țara. De asemenea, autoritățile trebuie să știe clar în grija cui rămâne cel mic pe perioada absenței. Deși bun, proiectul e blocat în Parlament. Trebuie să fie conștienți că nu pot lăsa copilul în voia sorții. Are obligația părintele să notifice. Pentru ca acești copii să nu devină infractori ori să îngroașe rândurile analfabeților, Asociația Salvați Copii a dezvoltat programul Creștem Împreună, în cadrul căruia s-au înființat 16 centre în țară. Acolo, profesorii și psihologii încearcă să țină locul părinților. Îi ajută pe cei mici la teme, îi ascultă și îi duc în excursii. Am revenit la discuția noastră și vorbim despre acei copii care sunt traumatizați și iată o formă de a-i traumatiza pe copii, o formă la modă care este în țara noastră. Buzăul are 1667 de cazuri de copii care au fost lăsați de către unul sau ambii părinți care au trebuit să plece în străinătate la muncă pentru a le oferi mijloacele de trai necesare și pentru o educație corespunzătoare acestor copii. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă părinții aceștia n-ar pleca, n-ar fi mai rău pentru șederea lor în țară, ținând cont de neajunsurile care sunt astăzi? Din reacțiile acestor copii, despre care cred că tot am auzit în ultimii ani, vorbindu-se, se constată o realitate care cred că nouă ca părinți nu ne face plăcere. Aceea că mai mult decât confortul, și aici nu mă refer la lux, ci la siguranța zilei de mâine financiar, este siguranța de a fi cu cei doi părinți. Desigur, nici să-i ai pe cei doi și să fie în continuu conflict nu este o soluție. Însă, totdeauna trebuie să luăm o decizie împreună cu copiii. Unii pleacă atunci când copiii sunt prea mici și speră că se vor întoarce. Însă, așa cum știm, nici acolo viața nu este ușoară. Trebuie să își facă datorii. Unii nu că trebuie, ci chiar și le fac, sunt încântați de acest miraj și de multe ori viața acolo, durata șederii se prelungește și copiii cresc. Alții pleacă atunci când copiii sunt suficient de mari și aici mă refer cred că ar trebui întotdeauna primul pas ca părinții să discute cu copilul și să explice, dacă chiar trebuie să plece, să explice bine motivele pentru care pleacă, să stabilească o durată de care să se țină și, bineînțeles, să păstreze legătura. Însă eu cred că ar trebui să luăm în discuție un alt element. Chiar nevoia de a pleca. Și cred că ar trebui să ne gândim foarte bine atunci când luăm o decizie dacă chiar trebuie să plecăm. Noi toți avem în vedere doar aspectul financiar. Însă am văzut copii care au de toate, cu părinții despărțiți sau care cresc fără să-și dezvolte atât de bine inteligența emoțională. Acest concept atât de mult discutat în ultima vreme, care este mai important decât inteligența IQ, da? Și atunci trebuie să vedem ce este cu adevărat important. Să ai ultimul telefon, să ai ultimul calculator și atât. Cunosc cazuri și am și eu în apropiați care au părinții plecați din țară. Copiii care chiar în vârsta aceasta adolescenței, de liceu, au unul din părinți
plecați. Sunt mai rău decât dacă unui părinte ar fi mort. Dacă e mort, se poate concilia altfel. Însă dacă este plecat, el trece continuu prin acest proces al respingerii, al abandonului. Pentru el, părintele este doar un bancomat, de la care merge o dată pe lună și scoate banii, 100 de euro, 50 de euro. Deci e mult mai greu așa. Conform studiilor, 36% dintre copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate se simt singuri. 20% cred că nimeni nu îi iubește. O treime sunt deprimați. Pe lângă aceste statistici, SECI ne mai izbește din când în când câte o știre ca aceasta. O fetiță abandonată de mama ei, plecată în Italia la muncă, a murit într-un spital din Arad. Sau suferea de un an de anorexie nervoasă și niciun medic nu i-a putut vindeca boala. Da. Aici micuța este o altă problemă. Mânca doar când venea mama să o viziteze. N-aș vrea să dăm aici vina doar pe cei care pleacă, și anume părinții. Cred că există un cumul de factori care duc la aceste consecințe. Și cred că ar trebui făcut o consiliere cu bunicii, cu părinții sau cu celălalt părinte care rămâne. Aici este o altă problemă. Și am spus, primul pas care ar trebui făcut este, unu, să discuți tu ca părinte cu soțul tău, cu soția ta, dacă chiar trebuie să pleci. Doi, să discuți cu copilul dacă este suficient de mare. Și trei, cred că trebuie persoana care rămâne cu copilul să fie ajutată să înțeleagă în ce se bagă, în ce intră. Pentru că, de regulă, bunicii sunt simpatici și cresc nepoții ca și cum ar fi copiii lor. Știți vorba aceea, dacă aș ști cât de bine să fii bunic, aș fi bunic din prima. Dar ei trec peste o problemă. Dincolo de simțămintele tale că trăiești din nou cu acest tinerețea, cu acest copilaș, care nu e copilul tău, tu, de fapt, ai în fața ta un copil traumatizat. Așa cum am văzut, cele 6 trepte ale scării traumelor cuprind și abandonul acesta sau pierderea unei relații securizante. Și cred eu, deci, al treilea pas, pe lângă 1, să discuți motivul plecării, 2, să discuți cu copilul și să iei decizia aceasta, 3, ar trebui să oferi ajutor psihologic persoanei care rămâne cu copilul și el, la rândul lui, să-l asiste pe copil. Și centrul acela de care se vorbea în material e foarte bun, însă este greu accesibil pentru cineva de la distanță. De multe ori noi românii nu suntem. Și atunci părintele ar trebui să-și considere datoria lui nu doar să plece acolo, ci împreună cu plecarea lui să stabilească acasă o terapie de consiliere cu părintele care a rămas, cu bunicul care a rămas, mai grav dacă ar fi cu vecinul, sper să nu existe și astfel de anomalii, și împreună cu copilul. Nu cred că acești trei pași de care am vorbit ar anula cu totul riscurile. Dar trebuie să se țină seama de ele. Dar este tot ce putem face. Domnule Alin, ce vreau să vă întreb? Cât de importantă este prezența și comunicarea părinte-copil în procesul de dezvoltare, de maturizare a unui copil? Ar putea să spună cineva, copilul nu comunică și cu bunica sau cu asistentul maternal? Da, bunica nu e mamă. Bunicul nu e tată, nu e tată natural. Ei sunt mamă, e adevărat, și tată. Ați întrebat cât este de importantă. Păi știm. Și prezență, dar și comunicare. Aceea care vorbește cu cel care este în burtică, da? Și care îl liniștește, și copilașul care cunoaște, da, glasul mamei încă din viața, perioada intrauterină, este un exemplu clar, foarte grăitor, despre valoarea pe care are comunicarea. Însă nu aș vrea aici să spun că doar vorbele sunt importante. Așa cum am spus, mesajul non-verbal este foarte important. Deci, prezența ta acolo în casă confirmă siguranța pe care acel copil o are. Chiar vorbeam cu cineva din Italia care îmi spunea, copilul meu a trebuit să plece în țară și apoi s-a întors și a zis, mamă, lângă tine mă simt în siguranță. Atenție, este singura, își întreține familia singură. Soțul nu vrea, nu poate, mă rog, vremuri grele și în străinătate, și dumneai este singura care își întreține familia. 4 persoane depind de, adică inclusiv dumneai. Și copilul a spus, m-am întors la mama pentru că îmi oferă siguranța. Nu au fost cele mai bune relații în povestea această doamnă. Au avut momente grele, însă siguranța aceasta a fost conferită de faptul că mama era acolo prezentă. Deci, dincolo de vorbele, pentru că mulți spunem, a venit vremea adolescenței, nu mă mai înțeleg cu copilul, nu mă mai ascultă. Nu, dar faptul că
tu ești acolo, o figură simbol. Chiar dacă pentru un moment poate pârghiile comunicării nu mai sunt aceleași ca înainte, este un lucru foarte bun. Fii acolo, fii prezent. Arată-ți chiar prin tăcere prezența și autoritatea. E foarte important. Acum, da. Vreau să vă prezint punctul de vedere a unei soții, presupun, care a fost, care suferă din punctul ăsta de vedere, și a unui copilaș care de asemenea trece printr-o traumă. Soțul ne-a părăsit pe mine și pe băiatul meu de 4 ani, de pe 13 decembrie, de atunci niciun telefon. A plecat fără un motiv. Cel mai tare mă doare că nu vrea să vorbească nici cu băiatul care îl iubește mult pe tatălui. Copilul plânge după el. Un telefon nu dă, nu știu ce să-i spun băiatului ca să mă înțeleagă. Domnule pastor, suntem în seara aceasta discutând aici pe subiectul acesta. Ce putem face practic pentru cazul acesta exprimat? Poate că par prea dur, însă trebuie clarificat un lucru, dacă tatăl se va întoarce sau nu. Și bineînțeles, poate doamna care dorește un răspuns, o legătură nu este creată de atâția ani. Poate va spune, păi de unde să știu dacă se va întoarce? Atunci dumneavoastră trebuie să ia o decizie. Această stare de incertitudine îi o pune în incapacitatea de a îl ajuta pe băiat. Pentru că trebuie să clarificăm lucrurile de la început. Trauma și presiunea cea mai mare este pentru copilul dintr-o familie care se separă. Noi ca părinți spunem că noi înțelegem, copiii nu înțeleg, ba nu. Copiii înțeleg, dar nu se pot exprima. Și ei întotdeauna înțeleg mai bine decât oamenii maturi pentru că au simțurile mai bine dezvoltate, chiar dacă nu sunt căile neuronale atât de bine bătătorite. Și atunci copilul acesta trebuie ajutat. Într-un context de incertitudine nu se poate ca acest copil să fie ajutat. Și atunci mama trebuie să decide, tata se va mai întoarce sau nu. Atenție, nu dacă el mai vrea să se întoarcă, ci dacă eu ca mamă doresc mai departe ca acest copil să fie într-o stare de incertitudine. Și aici aș vrea să pun punctul puțin pe ei. Dacă doamna aceasta hotărăște și spune, din momentul ăsta eu vreau să tratez viața mea ca și cum soțul nu se întoarce, nu înseamnă că este dură, nu înseamnă că este aspră, nu înseamnă că este neiertătoare, nu înseamnă că nu este o creștină, ci pur și simplu alege stabilitatea. Dacă trăiește în incertitudine, se va întoarce, nu se va întoarce, și se spun copilului, nu poate. Un mesaj care mai aduce o rază de realitate, să spun așa. Băiatul are 4 ani, soțul a plecat de pe 13 decembrie 2013. Perioada nu este... Perioada scurtă, nu de 4 ani. Scurtă. Da, în primul rând trebuie o discuție clară, stabilită o legătură, văzut concret dacă omul acesta, din ce motive a plecat. Dacă vrea să se mai întoarcă. Acesta este primul lucru pe agenda. Doamna aceasta trebuie să se asigure, să asigure o legătură cu soțul și să vadă exact care sunt problemele. Presupun că dumneai nu intră acum în detalii, dar știe care sunt motivele. Și un om nu pleacă din cămin, din senin. Au fost discuții dinainte, probabil și copilul a participat la ele, le-a auzit. Dumneai trebuie să se asigure. Doi, să presupunem că după ce au avut o discuție, soțul spune, nu mă mai întorc. Ce trebuie să facă mama? Trebuie să ascundă lucrul acesta de copil? Da, se va întoarce, tati. Este o păcăleală. O greșeală care se face este să nu consideri că un copil traumatizat se va repara singur. Și ideea este, din spatele acestei afirmații, că dacă tu nu îi spui clar copilului care este realitatea, și nu trebuie să-i spui prin vorbe. Poate cu o iluzie. Și nu se poate repara. Nu trebuie să te duci să-i spui la unui copil de 4 ani, tata nu se mai întoarce, tata a fost așa, 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 așa. Trebuie să găsești formula cea mai bună. Trebuie să știi tipul de personalitate al copilului. Trebuie mai întâi tu să te pui la punct. Dar în orice caz, trebuie să comunici copilului calea pe care trebuie să mergeți. Și anume faptul, dacă, repet, acest bărbat nu se va mai întoarce în urma unei discuții bine aranjate din timp, soț-soție, calea să fie, dacă tatăl nu se mai întoarce, vom trăi viața aceasta fără tata. Aceasta ar fi un element care trebuie făcut. Copilul să fie pus în temă, nu printr-un limbaj direct, dacă nu este cazul, ci în modul personalității sale potrivit. După aceea, mama trebuie să preia sarcinile tatălui. Și nu mă refer din punct de vedere economic, ci mă refer că ea trebuie să-și găsească acea putere de a suplimenta lipsa tatălui,
de a suplini, mă iertați, amândouă cuvintele cred că se potrivite aici, da? Prin atașamentul pe care îl creează față de copil. Să fie și tată, să fie și cel care muncește, să fie și cel care arată afecțiune față de copii, când să le facă pe toate? Și cum? Nu vreau să spun că este o situație cu care ne-am mai întâlnit, pentru că sunt foarte dese. Însă nici nu trebuie să ne comparăm cu alții. Fiecare situație este unică. Nu știm statutul social acestei femei, nu știm dacă părinții o ajută. În orice caz, vreau să spun un lucru foarte important. Fie că e vorba de deces, fie că e vorba de părăsire sau de divorț, ultimul aspect, și poate că sunt interpretat greșit, dar sunt teolog aici în primul rând și nu sunt economist. Și îmi place asta. Pentru că problemele oamenilor sunt în primul rând de natură religioasă, spirituală. Ultimul aspect care trebuie avut în vedere în astfel de situații este aspectul financiar. De regulă este primul. Imediat când mama rămâne singură, fie în urma decesului soțului, mai ales că e vorba de o mamă aici, este și ce fac? Noaptea când nu poate dormi, se gândește, am datorii în bancă, cu ce crezi copilul? Și se gândește până la facultate. Este ultimul aspect, pentru că este o consecință. Banii sunt totdeauna o consecință și știți vorba aceea, sănătoși să fim, care reparăm și problemele. Dar sănătatea aceasta nu înseamnă doar sănătate fizică. Aici este vorba, așa cum am spus în debutul emisiunii, de sănătatea emoțiilor. Evident, femeie care trece prin astfel de situații este traumatizată dumneavoastră mai întâi. Și cred eu că trebuie rezolvată mai întâi problema aceasta. Nu știu ce fel de cămin are dumneavoastră, nu știu ce fel de soț are, nu știu când s-au căsătorit, nu știu din ce motive, însă trebuie văzut dacă se mai poate face un cămin cu acel om. Cred că acesta este... Deci, cel mai bun lucru pe care îl poate face la ora actuală doamna aceasta pentru copil este să se asigure că a discutat cu soțul, că a discutat cu dumneaei, multe răspunsuri, fără ca soțul să-ți răspundă sau soția, sunt în tine. Tu știi ce vorbe ai spus, tu știi ce fapte ai făcut, tu știi ce decizie ai luat și care au dus la această decizie. Tot pe aspectul acesta aș vrea să ne apropiem oarecum de finalul emisiunii și să două aspecte să le punctăm. Imaginea copilului cu ursulețul în brațe, strângându-l tare la piept și cu o față crispată, cu o față speriată, ne este cunoscută. Deci imaginea aceasta ne este cunoscută. Peste 51.000 de apeluri au fost înregistrate la telefonul copilului în primele 6 luni ale anului 2013. În această perioadă, constatându-se o creștere cu 23% a cazurilor de abuz comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Iar în 2596 de situații a fost necesară intervenția autorităților, ori consilierea și monitorizarea continuă a specialiștilor Asociației Telefonul Copilului. Buzăul este pe primul loc în țară la numărul cazurilor semnalate la Telefonul Copilului în prima jumătate a anului. O statistică de anul trecut, care poate fi repetată și anul acesta. Îngrijorător. Ce spuneți? Da, trăim într-un județ fruntaș din punctul acesta de vedere și cred că atât statul cât și biserica sau asociațiile ar trebui să-și unească forțele. Dar până acolo, eu aș vrea să vă întreb, care este efectul asupra personalității, asupra copilului, efectul certurilor în cadrul familiei și, sau scandalurile care sunt în cadrul familiei? Sigur, așa cum am pronunțat, sunt o traumă și dacă ele continuă pe parcursul maturizării copilului, ele vor deveni un fel de a se raporta și problema cu traumele este că organismul nostru se obișnuiește cu ele și le purtăm în noi ca niște viruși la care suntem de care suntem feriți noi, dar pe care îi dăm altora. Evident, certurile nu trebuie să fie un mod de viață. Deci trebuie reparate. Și tocmai aș vrea acum în încheiere să ofer și o pastilă așa de consiliere celor care au probleme de relaționare cu copiii. Și se cheamă tehnica de rezolvare mutuală a problemei în 7 pași. Este vorba de un proces care ar trebui repetat. Primul pas este să accepți existența problemei împreună cu copilul, fie că e vorba de cazul acestei doamne sau de altă situație, o problemă între copil și părinte. Să accepți existența problemei. Ok, nu trebuie să fie
o problema ta. Eu cred că tu nu înveți bine și avem o problemă. Nu. Ci și copilul poate să accepte. Uite, profesorul mi-a dat o notă proastă, părintele nu mai îmi dă recompensa pe care mi-a promis-o, atunci avem o problemă. Ok, primul pas este acceptă că există o problemă. Doi, fă o echipă. Tu cu părintele, cu copilul, fă o echipă împotriva problemei. Tu nu trebuie să fii parte din problemă. Copilul nu trebuie să te vadă așa și nici tu nu trebuie să-l vezi. Ești un copil problemă. Întotdeauna ai făcut așa, niciodată. Două cuvinte care trebuie să ne ferim de el. Niciodată și întotdeauna. Trebuie să faci echipă cu copilul. Sunt aici să te ajut. Aici este marea problemă. Noi de multe ori lovim în celălalt. Știți cum e. Pentru o muscă îi dăm în cap cu parul. Dar nu așa se rezolvă. Și punctul 3 este acela de a explora soluțiile. Scriem pe o foaie soluțiile copilului, soluțiile mele și le notăm pe toate. 4. Discutăm fiecare soluție și apoi acordăm timp ca să reînnoim lista aceea, acordăm timp. 5. Alegem prin vot soluția cea mai bună. 6. Luptăm împotriva sabotării și părintele și copilul poate să saboteze. 7. Se determină gradul de implicare al fiecăruia dintre cele două părți, al fiecăruia, și apoi procesul se evaluează și se repetă. Aceasta este tehnica de rezolvare mutuală a problemei. Cred că aceasta e una dintre soluții. Ultimul aspect pe care vreau să-l abordăm este trauma. Poate că nu este vizibil cel puțin la nivelul orașului nostru sau județului nostru, dar în alte țări există și copiii se confruntă cu astfel de situații. Trauma în urma războiului sau conflictelor armate. Ar trebui să zâmbească și să se joace fără grija zilei de mâine, însă veselia a dispărut de mult de pe chipurile lor. Au uitat ce înseamnă copilăria după ce și-au văzut părinții și frații uciși chiar în fața lor. Casele le-au fost făcute una cu pământul și nu au putut decât să fugă din calea prăpădului. Poveștile copiilor sirieni din taberele de refugiați seamănă izbitor. Toate un punct comun. Moartea, violența și pierderea celor dragi. Vă invit să urmărim un scurt material video, după care să facem un scurt final al acestei emisiuni. Situația copiilor sirieni din taberele de refugiați este de-a dreptul îngrijorătoare. Reprezentanții organizației britanice Salvați Copiii, care au vizitat o astfel de tabără din Iordania, au declarat că micuții sunt adânc traumatizați de ororile pe care le-au trăit și că reintegrarea lor în societate va fi un proces anevoios. Din păcate, în Siria, violențele continuă. Tot mai mulți copii fug peste hotare alături de membrii familiilor lor dezbinate, în căutarea unei vieți normale, lipsită de amenințarea continuă a morții. Ne povestesc despre rudele care au fost ucise în fața lor de către soldați care au năvălit în case în mijlocul nopții, au văzut cu ochii lor cum fratele, sora sau tatăl au fost împușcați. Ne povestesc despre copii ca ei care au fost arestați și torturați, micuți de doar 10 ani cărora călăii le-au tăiat degetele pentru că nu voiau să-și denunțe rudele. Tabăra de refugiați sirieni din Iordania găzduiește peste 25.000 de oameni care au fugit din calea războiului. Reprezentanții organizației Salvați Copiii, care se ocupă de consilierea micuților traumatizați, au declarat că după ce au studiat comportamentul micilor refugiați, au descoperit că aceștia au fost grav afectați de conflictul armat care pare să nu se mai termine. Pur și simplu, nu mai au încredere în nimeni, după ce au văzut și au trăit experiențe care ar traumatiza grav chiar și un adult. Copiii din această tabără de refugiați au fost torturați sau au fost martorii torturii părinților lor. Sunt extrem de timizi, se rănesc singuri și devin foarte ușor violenți. Organizația a lansat un apel și către ONU pentru ca cei responsabili să fie pedepsiți. Salvați Copiii le-a solicitat autorităților siriene acces în teritoriile unde se dau lupte grele între rebeli și armata lui Bashar al-Assad pentru a putea ajuta mai mulți copii, însă cererea a fost refuzată. Guvernul din Damasc pare surd la strigătele de durere care se aud pe întreg teritoriul țării. Conform Observatorului Sirien pentru Drepturile Omului, cel puțin 29.000 de persoane au murit din martie 2011, când a început revolta împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Printre morți se află peste 2000 de copii. Am putea spune șocant și dureros. Domnule Alin Ispas, ar mai putea copiii aceștia să fie recuperați pentru a trăi o viață normală? Cum s-ar putea face lucrul acesta? Aceste scene din Orientul acesta mijlociu îmi arată, de fapt, mă ajută să-mi amintesc un pasaj din Sfânta Scriptură, pentru că
în calitate de teolog și pastor, cred că Biblia este autoritatea supremă și în ea se găsește soluția supremă și ultimă pentru problemele omenirii. Tot ce am discutat până acum sunt doar o cârpire, o peticire cu petec nou al unei haine vechi. Dacă nu ar fi speranța aceasta escatologică a unei lumi mai bune, revenirea lui Iisus Hristos. Și în cartea prologului Isaia, tot în vreo vreme de conflict, pentru că Israelul a fost tot timpul în conflict, dus și în robie, profetul Isaia spune: nu se va mai face niciun rău pe muntele meu cel sfânt. Acolo nu vor mai fi copii care vor muri de vreme, cu zile puține, bătrâni cu zile puține, copii cu zile puține. Cred eu că trebuie să vorbim mai mult despre lumea mai bună pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Și cred că trebuie să trăim încă de pe acum. Îmi amintesc de acel personaj, Corrie ten Boom, care a ajuns din Olanda în lagărul din Germania și de acolo a ieșit spunând că există puterea de a iubi chiar și pe cei care îți fac rău. Pentru că există un Dumnezeu mai adânc decât cea mai adâncă groapă în care te afli. Era în lagăr, era supusă torturilor, vedea durerea sorei sale și nu putea să iubească pe femeile acelea, care, comandante germane, care făceau atât de mult rău. Dar a învățat să iubească și să ierte. Spunea, la 80 de ani, după ce a ieșit din lagăr, eu mă comport ca și cum am cerul în inimă, pentru că sunt deja acolo, ajunsă. Deci trebuie să nu uităm că avem un Mântuitor, avem un Dumnezeu care ne pregătește un loc mai bun și avem o speranță. Trebuie să vorbim copiilor acestora despre o lume mai bună. Desigur, trebuie să aducem lumea aceasta mai bună în comunitățile noastre, în familiile noastre, primind principiile cerului. Biblia spune, nu te răzbuna. Nu gândi, voi face și eu la fel, încrede-te în Domnul și El te va păzi, El îți va da putere. Punerea cazului tău întotdeauna în mâinile lui Dumnezeu, încrederea că El știe prin ce treci, chiar și Iosif, acel mare personaj din Vechiul Testament, care și-a iertat frații, după ani de zile a fost aruncat în groapă, dat în robie în Egipt și a ajuns primul ministru în Egipt. Acest om ne arată că se poate chiar și din cea mai grea situație Dumnezeu să scoate ceva bun. Și tot timpul trebuie să ne amintim exemplul apostolului Pavel, care spune în Roman capitolul 8 cu versetul 28: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu are un plan chiar și cu cel care este traumatizat, chiar și cu cel ce trece printr-un război. Trebuie doar să spui cazul tău în mâinile lui. Vă mulțumesc frumos pentru participare în cadrul emisiunii Se poate altfel și vă mai așteptăm. Eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, am observat în seara aceasta care sunt situațiile tragice care pot apărea în viața unui copil și nu numai, cum poate fi depășită o astfel de situație, și acum la finalul emisiunii accentul s-a pus pe ceea ce înseamnă puterea extraordinară a lui Dumnezeu. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă sfătuiește să experimentați această putere. Numai bine!